scene de coșmar în toiul nopții în orașul Roman. Un tânăr aflat într-un scaun cu rotile a fost bătut și înjunghiat într-o altercație în care au fost implicați mai mulți bărbați. Proprietarul câinilor din Botoșan, care au băgat în spital un copil, a fost reținut. Acesta este în comă profundă. Și sora liderului Kim Jong-un amenință că va transforma Pacificul într-un poligon de tragere. Asta după ce Coreea de Nord a lansat în această dimineață un nou atac cu rachete în mai puțin de 48 de ore. Daniel Osmanovici vă prezintă Focus. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit. Scene de coșmar în toiul nopții în orașul Roman. Un tânăr aflat într-un scaun cu rotile a fost bătut și înjunghiat într-o altercație în care au fost implicați mai mulți bărbați. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bătaia a fost înregistrată de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum bărbatul cu probleme locomotorii se agață de piciorul unuia dintre indivizi în speranța că va scăpa de bătaie. Tentativa sa eșuează însă și câteva secunde mai târziu e pus la pământ și înjunghiat. Conflictul a fost aplanat de un taximetrist care a intervenit pentru calmarea spiritelor. Deocamdată nu se cunosc motivele conflictului. Polițiștii din Neamț nu au oferit deocamdată detalii despre acest caz. Accident în centrul municipiului Pitești, unde de mai bine de 3 zile semafoarele sunt pe galben intermitent. Două mașini s-au ciocnit, iar o femeie a ajuns la spital. Specialiștii spun că accidentul nu ar fi avut loc, probabil dacă șoferii ar fi fost atenți la indicatoarele rutiere și dacă semafoarele ar fi funcționat. Aceste imagini sunt filmate la 2 minute după ce mașinile s-au ciocnit într-un unghi de 90 de grade. Locul este o intersecție din centrul Piteștiului, în care semafoarele sunt pe galben intermitent de 3 zile. Accidentul s-a produs din neatenția unui șofer care nu a respectat semnul cedează trecerea. În urma impactului, o mașină a fost proiectată într-un bloc spre disperarea locatarilor care au început să urle la șoferi. Oamenii sunt supărați pentru că semafoarele care sunt pe galben intermitent mai mult încurcă decât ajută. De când nu funcționează semafoarele? De vineri după masă nu funcționează semafoarele. În urma accidentului, o femeie de 55 de ani din Pitești, pasageră în una dintre mașini, a ajuns la spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Hoții de lemne prinși la finalul săptămânii la furat în pădurile din nordul județului Argeș au fost arestați. Doi dintre bărbați au fost încarcerați, iar o femeie de 32 de ani a primit arest la domiciliu. Vă reamintesc că aceștia au fost prinși în flagrant în timp ce tăiau mai mulți copaci într-o pădure din comuna Dragoslavele. Hoții au încercat atunci să scape și au amenințat pe pădurar cu topoarele și cu drujbele. În urma conflictului, unul dintre ei a fost rănit la o mână. O plimbare prin pădure s-a transformat într-un coșmar pentru 3 minori din Slănic, Moldova. Încet, încet! Ușor, ușor! Adolescenții s-au abătut de la traseu și nu au mai observat semnele de orientare. Speriați și dezorientați, tinerii au sunat la 112 pentru a cere sprijinul autorităților. Minorii au fost găsiți epuizați fizic de către jandarmii montani după câteva zeci de minute. Cei trei au fost duși în siguranță la părinții lor. Proprietarul câinilor care au atacat un copil de 10 ani pe o stradă din Botoșan a fost reținut de către polițiști. Bărbatul în vârstă de 45 de ani este cercetat pentru că nu ar fi luat măsurile necesare pentru a împiedica atacul celor trei câini. Acesta a fost și amendat cu 5.000 de lei pentru că doi dintre câini nu erau microcipați și sterilizați. Copilul rănit se află în comă profundă la Spitalul Sfânta Maria din Iași, iar medicii sunt rezervați cu privire la starea de sănătate a acestuia. Apartamentele vechi au început să se ieftinească, iar diferența de preț dintre acestea și cele relativ noi este tot mai mare. Care e motivul? Aflați în scurt timp la Focus.
Apar detalii noi în dosarul stimulatoarelor cardiace luate de la cadavre. Medicul din Iași, care este acuzat de abuz în serviciu și ar fi obligat rezidenții să facă operațiile în locul lui. Aceștia făceau zeci de intervenții zilnic fără să aibă pregătirea necesară. Medicul Dante Zloianu a fost dus la arestul Celtan din capital, acolo unde va sta cel puțin 30 de zile. Avocatul susține că doctorul este nevinovat și că doar a vrut să salveze vieți, chiar dacă știa că procedura este ilegală. Aceasta este mărturia unei foste paciente a doctorului Tesloianu. În luna mai a anului 2021, femeia a fost operată și i s-a montat un defibrilator. Ce a urmat după este însă greu de imaginat, spune pacienta. Montarea a fost defectuoasă, aparatul nu a funcționat nicio secundă și de aceea mi s-a trezit suspiciunea acum când am aflat atâtea vești la televizor. Eu nu știu dacă este nou sau vechi. Pentru el s-a dat un document după ce a fost implantat. N-am venit să știu, pentru că noi n-am discutat niciodată despre cum arată, cum se montează, ce repercusiuni are. M-am simțit foarte rău atunci când l-am montat, pentru că am ajuns la granița cu moartea. Pentru că am suferit niște complicații care mi-au agravat și mi-au înrăutățit starea de sănătate. După ce a făcut operația, femeia a decis să nu mai meargă deloc la medicul cardiolog Dante Zloianu. Spune că acesta s-a comportat urât și că nu i-a explicat nicio secundă de ce se simte așa de rău. În momentul în care am ieșit din spital, eram într-o situație foarte, foarte, foarte rea. Corpul era slăbit, cu niște complicații la plămân și la inimă din cauza intervenției. A făcut foarte mult lichid, adunat în torace și la inimă și la plămân. Am fost urcat, nici nu puteam să urc scările, m-a urcat soțul meu cu scaune. Aparatul care a fost implantat a început să funcționeze abia după câteva zile, atunci când a mers la alt medic care a ajutat-o să-și revină. Ancheta procurorilor a scos detalii șocante la iveală din acest caz. Se pare că medicul Dante Zloianu îi obliga pe rezidenți să facă ei intervențiile în locul lui. Practic, aceștia implantau dispozitivele medicale, deși nu aveau dreptul să facă astfel de proceduri. De asemenea, medicii rezidenți erau obligați să facă pe zi mai multe operații și tocmai din acest motiv erau expuși unui risc mare de iradiere. Polițiștii au găsit dovezi care arată că un medic rezident care era coordonat de doctorul Tesloianu ar fi montat și el mai multe stimulatoare cardiace, deși nu avea voie. Autoritățile l-au pus sub control judiciar timp de 60 de zile și au interzis să mai profeseze. Destul de grav când știi că faci un lucru ilegal, deci doctorul respectiv nu poate să spună că nu știa că este ilegal. Și să îndemn ca rezidentul tău, a cărui practică tu o supervizezi, că ăsta este rolul medicului primar sau medicului specialist să supervizeze practica rezidentului, este un aspect foarte, foarte complicat și are multe repercusiuni legale. Colegiul Medicilor din România condamnă categoric modul în care a procedat medicul Tesloianu. Mi se pare nu numai îngrijorător, dar e mult mai mult decât atât, chiar de neimaginat că acest lucru se poate întâmpla în lumea medicală românească. Și când vorbim că tot are și o finalitate financiară, cineva câștigă niște bani din urma acestei acțiuni, cu atât mai mult ne îngrijorează și condamnăm astfel de acțiuni. Avocatul care îl reprezintă pe Dante Zloianu susține că medicul este nevinovat. Să ne aducem aminte totuși că vorbim de o persoană, o personalitate a Iașiului și a Moldovei, poate și a României, da? Totuși, din punctul meu de vedere, dacă stăm să ne gândim, nimeni nu precizează că s-au salvat și vieți. Adică, totuși, domnul doctor a declarat și în fața judecătorului că a făcut peste 4.000 de intervenții. 4.000, da? Da, dar s-au folosit dispozitive preluate de la persoane decedate, așa? O vreți și da, lui. Și este adevărat. Este o chestiune care se poate practica. E legal să vină un om care are nevoie să supraviețească și tu să nu ai fonduri? Avocatul susține că pacienții erau anunțați că urmează să primească un stimulator cardiac scos dintr-un cadavru. Și presa internațională scrie despre cazul medicului de la Iași. Reuters a fost prima agenție care a abordat acest subiect. Jurnaliștii din străinătate au documentat cazul și au scris că sistemul medical românesc este printre cele mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. Articole despre cazul de la Iași au scris și The Guardian, Independent și Jerusalem Post.
Medicii de la Spitalul Județean din Arad au reușit o operație în premieră. E vorba despre o reconstrucție de jugulară și carotidă extrem de dificilă. Intervenția a durat aproape 5 ore, iar pacientul, un bărbat de 50 de ani care a fost înjunghiat chiar de fiul său, este acum la ATI. Medicii de gardă din cadrul secțiilor clinice, chirurgie generală 1 și anestezie și terapie intensivă 1 au avut o misiune dificilă și contra cronometru, o reconstrucție de jugulară și carotidă. Multiple plăgi tăiate în regiunea cervicală, dintre care una cu risc vital extrem prin secționarea vaselor principale ale gâtului, respectiv artera carotidă și vena jugulară internă. Foarte mulți pacienți cu tipul ăsta de traumatisme, din păcate, nu ajung în viață la spital datorită hemoragiei extrem de masive. Cei mai mulți dintre pacienții aflați în această situație mor, pentru că cele două vase de sânge aflate la mică distanță una de cealaltă au un debit foarte mare de sânge. Medicii spun că operația este una cu totul specială. A fost un caz foarte special, cum am spus, foarte puține cazuri ajung în spital pentru a beneficia de astfel de intervenții chirurgicale. Acest pacient putem spune că a fost o situație mai bună, având secționate ambele vase, dar prin intervenție chirurgicală s-a reușit reconstrucția vaselor gâtului. Trebuie să vedem în perioada următoare efectul produs de întreruperea pentru probabil câteva 10 de minute a circulației cerebrale. Intervenția a durat aproximativ 4 ore, iar pacientul este acum monitorizat în secția clinică ATI-1, unde primește îngrijiri de specialitate. Bărbatul a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de fiul său de 18 ani, care are dizabilități. Incidentul a avut loc pe fondul consumului de alcool și a violenței domestice din partea victimei. Băiatul este acum cercetat în libertate pentru tentativă de omor, însă ancheta continuă în acest caz. Fetița de doar 3 ani din Suceava, care a murit în accidentul de pe calea ferată împreună cu mama și bunica ei, a dat o nouă șansă la viața altor doi copii grav bolnavi. Tatăl ei a decis să-i doneze organele, iar pacienții aflați în suferință au intrat imediat în operație. O fată de 11 ani din București, care suferea de o boală genetică rară, a primit ficatul micuței, iar un tânăr de 23 de ani din Iași a primit rinichii. Operațiile au decurs bine, iar cei doi se află acum în recuperare. Încă o dată, Oradea demonstrează că dacă vrea, poate. Acum e posibil să vezi cum arăta orașul acum 200 sau 300 de ani în timpul unei plimbări. Vă lămuresc imediat la Focus. România riscă să devină un imens șantier neterminat. Asta pentru că banii din Planul Național de Redresare și Reziliență se lasă așteptați. Mai exact, cererea de plată numărul 2, trimisă în decembrie la Comisia Europeană, nu a fost încă aprobată, deși a expirat termenul de analiză de 60 de zile. În timp ce societatea civilă acuză guvernul că tergiversează reformele, oficialii români insistă că banii nu sunt blocați și că este o întârziere normală. De banii din Planul Național de Redresare și Reziliență depinde modernizarea României. Fie că vorbim de construcția autostrăzilor, a spitalelor sau căilor ferate, banii europeni sunt esențiali pentru proiectele de investiții din țara noastră. Din păcate, cea de-a doua solicitare de plată trimisă în decembrie nu este momentan aprobată. Există discuții și da, există dintre multele condiții pe care ar trebui să le îndeplinim câteva, foarte puține domenii. În principiu sunt 3 puncte concrete. Un punct pe legea pensiilor, ci o chestiune tehnică legată de digitalizarea sistemului de pensii. Cea de-a doua e legată de legea avertizorului de integritate. Cea de-a treia chestiune e o chestiune tot tehnică legată de trecerea în rezervă a unor termocentrale. Până acum, România a primit 6,4 miliarde de euro din cei aproape 30 pe care i-are rezervați. Mai exact, prefinanțarea și prima tranșă de bani. Referitor la cea de-a doua tranșă de bani, societatea civilă acuză guvernul că nu este dispus să implementeze reformele negociate cu Comisia Europeană. Marcel Boloș a infirmat că ar exista probleme cu tranșa a doua, argumentând că este vorba de discuții tehnice.
Comisia a judecat că la legea avertizorului de integritate sunt probleme de fond, nu sunt probleme tehnice sau de formă sau de formulare. Deci nu e cum se aplică. Cum vreți voi să aplicați o lege proastă? Asta este întrebarea și unde mergeți cu ea. Pensii. Păi da, nu vedem în ce constă proiectul. Nu e vorba numai de digitalizarea unei baze de date cu pensiile. Este vorba că ei nu au luat o decizie cum se reformează pensiile speciale. Fiecare țară membră poate face două solicitări de plată pe an. Acestea vin după ce guvernele naționale ating jaloanele care au fost negociate la Bruxelles, înainte de aprobarea PNRR. România a făcut cea de-a doua solicitare de plată pentru anul precedent abia în luna decembrie. Întârzierea cu care facem solicitările și primim banii pune în pericol implementarea întregului plan, care trebuie făcută până în 2026. Suntem mult întârziați cu aceste lucruri, astfel încât chiar dacă cererea a doua ar primi avizul Comisiei Europene, lucrurile nu arată deloc bine în legătură cu următoarea cerere de plată, cererea numărul 3. Deci senzația mea este că riscăm să ne blocăm în implementarea PNRR la un an de la demararea acestuia. Țara noastră a avut probleme și cu prima solicitare de plată, care a fost aprobată cu o întârziere de 2 luni. Atunci, Comisia Europeană a solicitat guvernului ca în sistemul informatic românesc să apară beneficiarii finali ai banilor din PNRR. Aprobarea s-a făcut doar după ce țara noastră a modificat sistemul informatic, așa cum a cerut Comisia. Cu tremurele din Turcia au început să afecteze piața imobiliară din România. Apartamentele vechi au început să se ieftinească, iar diferența de preț dintre cele aflate în blocuri construite înainte de 1977 și cele aflate în blocuri construite după 2010 e tot mai mare. Oamenii caută siguranță, iar cei care au apartamente vechi preferă să le vândă. Prețurile apartamentelor vechi vor fi în cădere liberă. O arată o analiză a unui site de imobiliare care scoate la iveală faptul că apartamentele din blocurile vechi construite înainte de 1977 încep să se ieftinească. Iar asta înseamnă și o creștere a diferenței de preț în raport cu imobilele noi. S-a mărit numărul de oferte care a apărut pe piață pe acest segment, odată, și doi, a scăzut prețul. Deci în momentul de față avem aproape 20% diferență de preț între un apartament construit înainte de 1977 comparativ cu același apartament construit după 2010. Prețul unui apartament cu două camere care se află într-un bloc construit înainte de 1977 este în medie de 76.000 de euro în capitală. Același apartament, dar care se află într-un bloc nou construit după 2010, costă cu 10.000 de euro mai mult. Diferența de preț însă crește odată ce apartamentul este mai mare. De exemplu, în cazul apartamentelor cu trei camere, diferența de preț dintre un bloc vechi și unul nou este de 20.000 de euro, în timp ce în cazul unui apartament cu 4 camere, diferența este de 30.000 de euro. Seismele din Turcia și Siria le-au amintit practic românilor și cât de șubrede sunt clădirile de la noi. Așa că structura de rezistență începe să fie unul dintre cele mai importante criterii atunci când vine vorba de achiziția unui imobil nou. Vor fi mai mulți care pe viitor vor fi interesați de a afla detalii de structură. Cel mai probabil inginerii de structură vor începe să fie din ce în ce mai căutați. La fel și arhitecții care pot oferi informații în acest sens. Experții spun că un bloc nou este mai sigur ca unul vechi dacă sunt respectate criteriile de construcție. Părerile oamenilor sunt însă împărțite. Stabile nu mi se par nici cele de acum. Cele vechi sunt făcute cu mai mult simț de răspundere, pe când cele noi sunt făcute așa, ca să scoată bani cel care investește rapid și să se îmbogățească. Asta e. Bloc nou. Bloc nou. N-am emoții, am încredere că s-au respectat normele. Diferența de preț se va accentua, spun specialiștii, și asta din cauza accesului îngreunat la creditare și al faptului că băncile evită să acorde finanțare pentru apartamentele vechi. Este posibil ca pentru un cumpărător care deja se teamă să ajungă la lua decizia de a nu mai achiziționa deloc. Potrivit INS, la nivel național sunt aproape 9,6 milioane de locuințe. Jumătate dintre ele însă ar trebui înlocuite sau reconsolidate. La fiecare 50 de ani ar trebui schimbată structura de rezistență. De milioane, ca să ne înlocuim pe toate în 50 de ani, ar trebui un 200.000 pe an. Și noi nu construim mai mult de 40.000, 50.000 pe an. Specialiștii spun că o altă cauză a acestor ieftiniri este și efectul produs de accesul îngreunat la creditare și de dobânzile mari. De altfel, cei care vor să-și vândă apartamentele vechi ar trebui să mai aștepte, recomandă experții.
Imaginile nepăsării vin din nordul țării. Un drum comunal care leagă comunele Rodna și Măgura Ilvei din județul Bistrița-Năsăud s-a surpat pe o porțiune de 30 de metri, iar circulația mașinilor a fost oprită în zonă. 7 km din acest drum, în care este inclusă și porțiunea surpată, au fost reabilitați cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro. Recepția lucrărilor a avut loc în 2020. Păpuși gigant, expoziții, dar și piese de teatru pentru copii. Așa a arătat ultima zi a weekendului dedicat deschiderii Capitalei Europene a Culturii. Câteva sute de oameni au ieșit și pe străzile Timișoarei pentru a se bucura de spectacole. Mai multe vietăți acvatice din zona lacului Balaton din Ungaria, ce au fost stilizate și transpuse în păpuși gigant, au inundat centrul Timișoarei, într-o paradă la care au asistat câțiva zeci de curioși. Ele au fost prezentate publicului în premieră în urmă cu câteva săptămâni, la deschiderea Capitalei Europene a Culturii de la Vesprem. Toate au fost realizate din materiale reciclabile. Mesuri de 1-2.000 de până la 1-20.000. Le-am iluminat corespunzător ca să fie destul de atrăgătoare, de fapt ca și în viața reală. La realizarea păpușilor gigant au contribuit două facultăți de arte din Ungaria și două teatre, din Timișoara și Vesprem. O parte dintre ele reprezintă insecte pe care de dispariție. Suntem foarte fericiți și emoționați pentru că e ceva inedit pentru noi timișorenii. Mă bucur că am reușit cu nepoțelul meu să trăim aceste zile. Perfetto, bellissimo, molto bello. Într-o altă piață din Timișoara, alți acrobații din Ungaria au pus la cale o piesă de teatru pentru copii. Personajele principale au cântat, au dansat și au făcut jonglerii pe picioroange. Mi-a plăcut copiilor, s-a adunat multă lume și e foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult și fetița a fost foarte interesată și le-a urmărit și apoi ne-a tras încoace să vedem și spectacolul. Mai multe expoziții, printre care cea a lui Victor Brauner de la Muzeul de Artă, vor rămâne în continuare deschise publicului. La fel și pepiniera verticală cu peste 1300 de plante, amplasată în centrul orașului. Oradea între trecut și prezent. E proiectul inedit menit să le prezinte turiștilor cum arăta zona centrală a orașului în urmă cu 200, chiar 300 de ani. Și nu oricum, ci printr-o aplicație specială cu care pot să vadă în timp real imagini suprapuse cu vechile și actualele amplasamente ale principalelor obiective. Călătoria în timp este completată și de un ghidaj audio. Turiștii vor avea nevoie și de o pereche de ochelari virtual care prezintă povestea orașului într-un mod cu totul inedit. Orădenii și turiștii care vizitează centrul orașului pot avea parte de o experiență inedită atunci când ajung în Piața Unirii. Cu ajutorul noilor tehnologii, vizitatorii curioși au șansa să călătorească în trecut, până prin anii 1700. În jurul Palatului Vulturul Negru, Bisericii cu Lună și Primăriei Oradea au fost instalate recent panouri de pe care poate fi descărcată aplicația de realitate augmentată Immersive Oradea. Peste imaginile actuale sunt suprapuse imagini vechi cu amplasamentele. Astfel, turistul este introdus automat în specificul urbei orădene din ultimele veacuri. Cei care descarcă aplicația vor putea afla istoria acestui loc, faptul că pe actualul amplasament era o piață, o piață cu iz balcanic, bizantin. La fel se întâmplă și cu Palatul Vulturul Negru. Pe amplasamentul acestuia era un vechi han, care la vremea respectivă era unul dintre cele mai moderne și bine gândite locații, atât pentru găzduirea de oaspeți, cât și pentru luarea meselor. Cei care încearcă noua aplicație au parte nu doar de imagini interesante, ci și de o prezentare audio. Forma în care o vezi azi a fost îmbogățită cu un mecanism cum nu mai era altul. Mecanism care punea în mișcare luna din turlă, reproducând astfel fazele lunii de pe cer. Aplicația este disponibilă în trei limbi diferite, română, engleză și maghiară. Prezentarea vocală a fost realizată de vorbitori nativi, astfel încât totul este extrem de autentic. Sunt lucruri care în general nu le înveți la școală și cam trebuie să-ți faci research-ul propriu, să zic așa. Deci de pe telefon una, două. Da, exact. Destul de folositoare, deoarece având foarte mulți turiști în ultimii ani, ei pot descoperi și singuri, fără un
ghid, de exemplu, istoria clădirilor și mai multe detalii despre stilul în care au fost construite, contexte istorice. În cadrul aceluiași proiect au fost achiziționate și 6 perechi de ochelari VR. Sunt ochelari gândiți pentru a duce mai departe istoria locului la târguri de turism din țară sau din străinătate, la diferite conferințe de turism sau la delegații care nu pot să ajungă în Piața Unirii să testeze aplicația. Pentru mine e o bucurie să văd că astfel de sisteme sunt implementate la Oradea. Într-adevăr, le-am mai întâlnit în Europa și sunt de un real ajutor, mai ales celor care iubesc tehnologia, pentru că ajută foarte mult la descoperirea istoriei clădirilor, a orașului, a țării respective, într-un mod foarte smart. Și rapid. Și rapid în același timp, da, și foarte interactiv. Aplicația a costat 315.000 de lei, bani obținuți prin programul de cooperare transnațională Dunărea, iar cele 6 perechi de ochelari au costat 28.000 de lei. Poliția, centrul de pompieri și primăria din Hull, Marea Britanie, caută să angajeze români. Ce condiții trebuie să îndeplinească doritorii aflați imediat la Focus? Cu tremurele devastatoare din Turcia și Siria s-au soldat cu 47.000 de morți, dintre care cel puțin 41.020 pe teritoriul Turciei, potrivit celui mai recent bilanț. În Siria, bilanțul este de cel puțin 5.900 de morți. Seismele cu magnitudine 7.7 și 7.6 au fost urmate de mai mult de 6.200 de replici. În două dintre zonele afectate intervin încă 20.000 de salvatori, iar pentru sinistrați au fost instalate peste 215.000 de corturi. E vorba de provinciile Karman Maraş și Hatay. În taberele de sinistrați, dar și în casele de oaspeți publice, sunt găzduite peste 1.000.000 de persoane afectate de cutremure, spun autoritățile turci. Sora liderului Kim Jong-un amenință că va transforma Pacificul într-un poligon de tragere, după ce Coreea de Nord a lansat în această dimineață cel puțin 2 rachete balistice în largul coastei sale estice. Acesta este al doilea test în mai puțin de 48 de ore. Armata sudcoreeană a anunțat că Phenianul a lansat 2 rachete, în timp ce paza de coastă japoneză a declarat că 3 proiectile care ar putea fi rachete balistice au fost lansate la scurt timp după ora locală 7. Lansarea are loc la nici 2 zile după ce Coreea de Nord a mai lansat o rachetă balistică intercontinentală în mare în largul coastei de vest a Japoniei. Autoritățile de la Tokyo susțin că racheta balistică intercontinentală lansată sâmbătă de Phenian a zburat timp de 66 de minute înainte de a cădea în afara zonei sale economice exclusive. Meeting la Chișinău organizat de partidele Șor, Pace și Mișcarea Populară. Câteva mii de protestatari proruși au ieșit în stradă și au cerut demisia președintelui Maia Sandu și a noului guvern condus de Dorin Recean. Organizatorii spun că au ieșit în stradă pentru că vor ca executivul să le plătească facturile la gaze și curent. Spun că nu se vor opri până când cei care se află acum la conducere nu vor face acest lucru. Protestul din Chișinău a fost organizat de Mișcarea pentru Popor, din care face parte și partidul Șor. Peste 10.000 de oameni au fost aduși din toată țara cu autocarele. La început de săptămână, Maia Sandu a avertizat că s-ar putea să existe un plan al Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Președintele spune și că mișcările de stradă se pot transforma într-o lovitură de stat. Mitingul celor de la Șor, anunțat încă de săptămâna trecută, preconiza undeva la peste 40.000 de oameni că vor fi prezenți aici în centrul Chișinăului. De ce sunteți astăzi în piață? Care-s doleanțele dumneavoastră? Честно, я хочу, чтобы что-то изменилось в этом городе. Ne puteți spune în română, în moldovenească? Eu nu prea bine vorbesc limba moldovenească. Eu toată viața vorbesc limba rusă. По-русски, если можно. Român? În română, nu? Nu, румынски, nu. Я не знаю. Moldovenească, nu? Noi vrem un singur lucru, ca guvernul nostru, nou, vechi, să achite în întregime facturi pentru gaz, electricitate, căldură pentru 3 luni de iarnă, decembrie, ianuarie, februarie. Este foarte bine că noi cooperăm cu Europa. Este foarte bine și este important ca noi să cooperăm și cu Federația Rusă și cu toate țările din lume. În stradă au ieșit însă și susținătorii Maiei Sandu.
La doar doi pași de mitingul celor de la Șor se află un grup firav, cei drept de simpatizanți ai Maiei Sandru, care au venit să manifeste în același timp. De ce sunteți în stradă? Noi protestăm contra șoriștilor, contra hoților. Noi susținem președintele nostru, că avem un președinte și se cheamă Maia Sandru. De ce nu vor, când am vrut să vorbesc cu ei, n-au vrut să-mi vorbească, în limba moldovenească? M-au întrebat doar dacă știu rusă. Că ies rusofoane, ăștia de lui Putler. După două ore, protestul s-a terminat și lucrurile nu au degenerat. Poliția, centrul de pompieri și primăria din Hall, Marea Britanie, caută să angajeze români. Spun că este bine să aibă în echipă connaționali de-ai noștri, așa încât pe teren sau la birou românii să găsească pe cineva vorbitor de limba română. În plus, spun că ai noștri sunt oameni serioși și muncitori, așa că e o plăcere să lucreze cu ei. De partea cealaltă, și candidații sunt mulțumiți pentru că au șansa să lucreze cu cele mai râvnite instituții din Regatul Unit. La poliție momentan sunt câteva persoane. Hull este unul dintre cele mai mari orașe din Marea Britanie. În zonă locuiesc peste 67.000 de români, iar mulți lucrează full-time. Cei cu studii peste medie au joburi bune, bine plătite, la instituțiile de stat. E greu să ajungi să lucrezi în poliție sau în primărie, dar tocmai de aceea Andreea, liderul românilor din Humberside, recent ridicată în grad de cavaler de președintele României, a organizat pentru ei un eveniment de recrutare dedicat. La o comunitate așa de mare avem nevoie și de oameni care să ne reprezinte în locuri ca și consiliile locale, poliție, pompieri și așa mai departe. Această oportunitate este pentru comunitatea noastră, pentru a avea reprezentanți și în aceste sectoare. Astfel, toți cei cu o pregătire de cel puțin liceu sau NVQ nivel 3 obținut în UK pot aplica pentru un loc de muncă în Humberside Police, de exemplu. My job is to recruit people from different backgrounds, whether that be different ethnicity, different nationality, different religious background, different sexuality. And it's my job to recruit those people into Humberside Police to make sure that our workforce is representative of the communities that we serve. Ați găsit ceva interesant? Da. A fost bine, am aflat ce am, mă rog, am întrebat anumite lucruri, sunt fericită cu răspunsul pe care l-am luat, l-am avut, l-am primit și sper să găsesc loc de muncă. Ștefania vrea să fie detectiv, iar prima etapă în a obține jobul a trecut-o. La fel și Răzvan, care vrea să devină pompier. Este foarte interesant, avem toți angajatorii la un loc, avem poliția, avem pompieri, avem consul, primăria. Toți vin cu oferte interesante, afincă cred că fiecare își poate găsi o poziție la un moment dat, depinde de fiecare ce caută. Un ofițer de poliție poate câștiga în Marea Britanie până la 39.000 de lire pe an. Un pompier poate primi până la 32.000 de lire sterline. Iar în primărie, salariile ajung până la 26.000 de lire. Trebuie însă menționat că românii pot aplica pentru aceste locuri de muncă doar dacă au statut de rezident în Marea Britanie sau dacă aplică pentru viza de muncă și o obțin înainte de a pleca în Marea Britanie. Filmele All Quiet on the Western Front and The Banshee of Inisherin au primit cele mai multe premii BAFTA. Remake-ul german al clasicului All Quiet on the Western Front a fost marele câștigător la British Academy Film Awards. Pelicula germană a câștigat trofeele pentru cel mai bun film, scenariu adaptat, cel mai bun film în altă limbă decât engleză, cel mai bun regizor pentru Edward Berger, imagine, sunet și muzică originală. Tragicomedia irlandeză The Banshee of Inisherin, care a primit 3 globuri de aur luna trecută, a fost desemnat cel mai bun film britanic. Derby spectaculos aseară pe Arena Națională s-a marcat în primul minut al partidei și în ultimul minut al prelungirilor dictate de arbitru. Cât s-a terminat meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, vă spun în scurt timp la Focus după publicitate. Și vorbim și despre vreme. Bine te-am găsit, Georgia. Vânt și căldură, așa e? Bună dimineața, Daniel. Bun găsit tuturor. Așa este. Bate vântul cu putere, mai ales la munte, deja de câteva zile. Sunt rafale pe creste de peste 130 de km pe oră. Până la ora 8 în această seară avem cod galben, tot de intensificare ale vântului în județele Covasna și Brașov. Iar în nordul țării mai mulți copaci au fost puși la pământ și circulația a fost îngreunată. Dar, cum ai spus și tu, avem și vreme frumoasă. Meteorologii ne dau o veste bună. S-ar putea să vină primăvara chiar mai devreme decât ne așteptam. Vă dau mai multe detalii despre vreme imediat după generic.
Mai întâi mergem pe continent. Vremea rămâne închisă din cauza ploilor și a lapoviței. În sud-vestul Norvegiei, în estul Suediei și nordul Regatului Unit se vor strânge cantități de apă importante. În nord-estul Poloniei și în țările Baltice, Lituania, Letonia, Estonia, se va depune zăpadă. Vântul o să bată cu putere pe mare și pe ocean, dar și la noi în munții Carpați. Cer senin o să fie astăzi doar în nord-estul Spaniei, în sudul Franței și poate chiar și în sudul Greciei. La noi temperaturile mai scad și vântul o să fie prezent. Vom avea maxime cuprinse între 3 și 12 grade. În sudul țării însă rămâne mai cald. La munte, la altitudini mari, rafalele de vânt depășesc 130 de km pe oră. Este viscol și vizibilitate scăzută. Nord-vestul, nordul și centrul țării sunt zonele unde cel mai probabil va ploua. În zona mai joasă de munte vor fi precipitații mixte. Marți vom avea vreme caldă din nou, cu maxime cuprinse între 8 și 18 grade. În nord, în centru și nord-est va ploua slab. Vântul o să bată în toată țara, iar la munte, la altitudini mari, va viscoli ninsoarea. Ei bine, miercuri, valorile termice mai scad în partea de nord și de centru. Vom avea temperaturi maxime cuprinse între 6-7 grade în nordul Moldovei, prin estul Transilvaniei și al Maramureșului și până la 19 grade în sudul Olteniei. Se potolește vântul, mai puțin pe crestele montane, unde va mai agita atmosfera. În sud-vest, pe arii restrânse, va ploua slab. Și în capitală vom avea astăzi mai puține grade în termometre față de zilele trecute, în jur de 11. Acum de dimineață vor fi ceva înnorări. Mâine o să fie mai cald, cam cu 8 grade mai mult decât astăzi, dar vântul, să știți că va fi prezent. Miercuri rămânem cu vreme plăcută, în jur de 16 grade și se potolește și vântul. La munte, meteorologii au prelungit codul portocaliu de vreme rea până miercuri noaptea la ora 2. Vor predomina ninsorile și lapovița în Carpații Orientali și noaptea la peste 1700 de metri altitudine vor fi rafale de vânt de peste 130 de km pe oră, viscol puternic și vizibilitate redusă. Acestea au fost informațiile despre vreme. Ne revedem diseară la rubrica Meteo la 19 și 10 minute. Vă aștept! Peste doar câteva minute de la ora 9 vă aștept pe Prima News. Vor fi 3 ore cu știri și dezbateri despre reorganizarea teritorială și școli ce trebuie consolidate. În România se vorbește de mult despre o modificare administrativă legată de orașe, municipii și județe, federalizare sau regiuni economice, dar nu se face nimic. Care e nevoia reală și schimbarea, și veți afla în scurt timp. Tot atunci vom încerca să aflăm care sunt cele 118 școli care au nevoie urgentă de consolidare. Lista publică pare că e secretă, așadar vă aștept pe Prima News de la 9 fix. Până atunci vă spun că Focus 8 se încheie, știrile le puteți vedea pe primanews.ro, rămâneți pe Prima TV pentru că de la ora 14 vă așteaptă și colega mea Irina Gologan. O zi minunată, la revedere!